Am să vă invit pe fiecare, da, în parte, în timpul, maximum un minut jumătate, să transmiteți mesajul dumneavoastră electoral către alegătorii dumneavoastră și o să începem, desigur, cu dumneavoastră, doamna Iulia Gorea Costin. Vă rog. Stimați concitadini, dragi bucureșteni, și eu, ca și dumneavoastră, de 13 ani în București, urmăresc tot ceea ce ne se întâmplă, consider însă că a venit timpul să acționăm cu toții. Vreau să vă prezint și rog camera de luat vederi. Aveți aici un memorium, o petiție a unui om neajutorat care a încercat să-și strige durerea în diverse instituții ale statului. Odată, în continuare, aveți aceleași lucruri pe 3-4 pagini și de nicăieri n-a primit un răspuns competent. Mai aveți câteva secunde pentru mesajul dumneavoastră. Să vin în fața dumneavoastră, nu pentru a vă cere să mă slujiți, ci pentru a vă sluji, pentru a vă pune la dispoziția dumneavoastră experiența mea de viață și de muncă. Cred că putem schimba sistemul împreună. Șansa este în votul dumneavoastră, nu în mâna politicienilor. Vă rog să nu-i credeți. Într-o singură zi, în ziua alegerilor, șansa este în mâna dumneavoastră. Vin cu sufletul pentru bucureșteni, cu fapta pentru București, cu încrederea că dumneavoastră, cei mulți rămași în afara politicii, meritați mult mai mult. Vă mulțumim. Domnul Diaconu. Un minut și de 26 de ani, partidele binecunoscute românilor, PSD, PNL, PDL, ALDE, mai nu, s-au perindat rând pe rând la guvernarea României și este în egală măsură responsabile pentru situația țării noastre de astăzi. Au zugrăvit țara noastră timp de 26 de ani numai nuanțe de gri, făcând compromis după compromis și astfel compromițând viitorul nostru, al copiilor și al nepoților noștri. Cred că pentru România și pentru națiunea română, în acest an de cumpănă pentru noi, noi și românii trebuie să înțelegem cu toții că nu putem alege 26 de ani aceleași mizerii și să așteptăm rezultate diferite. Pentru că dacă vom alege tot ceea ce am ales în ultimii 26 de ani, vom avea parte de cel puțin încă un sfert de veac la fel de trist, de sumbru și de lipsit de speranță. Pe 5 iunie, fii Vlad Țepeș. Pe 5 iunie pedepsește-i și pe 5 iunie votează Partidul România Unită, votează candidații lui Vlad Țepeș, votează Bogdan Diaconu la primăria Capitalei, votează echipa de consilieri generale a Partidului România Unită, echipa de candidați la primările de sector și la consiliile locale din sectoarele Bucureștiului. Votează Vlad Țepeș. Vă mulțumim, domnule Diaconu. Domnule Amariței, un mesaj către alegători. Un minut jumătate, maxim. Un minut jumătate, cred că am să mă limitez la mai puțin. Stimați cetățeni, ai Bucureștiului și ai întregii țări, nu are nicio importanță cine va fi candidatul, cine va fi primarul dintre acești candidați. Presupun că deja v-ați săturat de atâtea mesaje pe care nu le mai puteți asimila. Nu cred că este loc de nici măcar de acuze. Ar trebui să tragem linie, ar trebui să intrăm într-o altă epocă, alt fel de a face politică, să ne implicăm cu toții, să vă implicați, fiindcă dacă dumneavoastră nu vă implicați, indiferent de cine va fi primar general, președinte, conducător al acestei țări și al acestei urbe, al oricărui oraș, dacă dumneavoastră nu vă implicați, nu va putea face minuni sub nicio formă. Singurul lucru pe care trebuie să-l faceți este să vă schimbați atitudinea și nu în sensul de a-i condamna pe toți ceilalți care au fost înainte. Fiecare a făcut după cum a crezut de cuvință și datorită faptului că nu ne-am implicat și nimeni nu a luat atitudine. Și trebuie totuși să trecem mai departe, să facem lucrurile așa cum ne-ar place nouă să se întâmple și să fim, bineînțeles, mulțumiți că ai noștri copii au unde să trăiască în prosperitate și bunăstare este cel mai important lucru. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumim foarte mult, domnule Adrian Severin. Prioritățile noastre, în prioritățile mele, sunt
în primul rând, aceea de a face ca Bucureștiul să redevină locul de unde soarele răsare pentru toți românii. El trebuie să fie locul din care noi să începem reabilitarea suveranității românești. Iar primarul trebuie să fie conducătorul politic care se pună în fruntea bucureștenilor pe acest drum. În al doilea rând, prioritatea este să transformăm comunitatea locuitorilor bucureșteni într-o adevărată comunitate conștientă de sine și de interesele ei. În al treilea rând, trebuie să facem din această vitrină a junglei neoliberale capitaliste un alt loc al dreptății sociale. Pentru asta eu v-am propus și am încercat și în această seară un alt tip de primar. Eu nu spun că sunt cel mai bun, sunt altfel decât ceilalți, sau propun un model. Eu nu cer voturi, eu propun un model, eu nu doresc neapărat o primărie, eu doresc ca bucureștenii să opteze pentru un anumit model de primar și dacă doresc ca unul ca mine să fie acela, e foarte bine. Cred că victoria nu poate fi a noastră, ci numai a concetățenilor noștri, dacă vor gândi liber, dacă vor scăpa de frică și dacă vor înțelege că nu putem fi o capitală europeană decât într-o Românie suverană, într-o Românie demnă, într-o Românie cu adevărat liberă. Aceste lucruri se leagă între ele. De aceea deviza noastră pentru această campanie nu este dați-ne votul nou, ci București deșteaptă-te. Vă mulțumim, domnule Severin. Domnule Nicușor Dan, vă rog. Răspund întreagăt unor acuze care mi s-au făcut. Aveți un minut jumătate. Un minut jumate, da, da. În primul rând, cu pregătirea pe care o am, aș fi putut să am 5.000 de dolari pe lună în Franța sau în Statele Unite. Faptul că de 10 ani mă bat pentru acest oraș este un sacrificiu personal pe care sper ca bucureștenii, când se vor duce la vot, să-l aprecieze. Am salvat hectare întregi de spații verzi de la defrișare. Au fost mii de oameni la noi, deranjați de autorități care nu au găsit la autorități un răspuns și au venit la Salvați Bucureștiul să-i ajute. Am intrat uneori de partea primăriei când speculatorii imobiliari le cereau zeci de milioane de euro și i-am ajutat să nu plătească primăria aceste zeci de milioane de euro. Deci, de 10 ani mă bat pentru acest oraș. În ceea ce privește alegerile care vor veni peste o săptămână, îi îndemn pe bucureșteni să se uite cine a făcut politică până acum și modul în care arată orașul și România și să se uite la alternativă, la oameni care intră prima oară în politică, care își lasă în spate cariere în care ar putea trăi foarte bine și fac asta, se înhamă, Nicușor Dan și Uniunea Salvați Bucureștiul, se înhamă la o muncă în folosul cetățenilor și al bucureștenilor. Mulțumim foarte mult. Mergem mai departe, domnule Neamțu. Dragi bucureșteni, sigur, poate unii dintre voi ați adormit fiind de ora târzie, dar ceea ce vă rog este ca și pentru ceilalți să transmiteți tuturor mesajul nostru că este foarte necesar să ieșiți în vot, în masă la vot, fiindcă votul noastră poate aduce alternativa pe care o așteptați de atâta timp. Știu că v-ați săturat de politica actuală, știu că v-ați săturat de acei oameni care fac politica actuală, știu că v-ați săturat de promisiunile deșarte, de tot ceea ce vă înconjoară, fiindcă ați ajuns să trăiți în ziua de astăzi cu teamă, cu nesiguranță și tot ceea ce reprezintă în mod negativ un trai decent. M-am implicat în politică nu pentru a oferi mie șanse sau nu a oferi familiei mele, ci m-am implicat pentru dumneavoastră, pentru binele copiilor noștri. Am acasă un copil de 7 luni. Mă gândesc la el și îmi dau seama că lucrurile nu mai pot merge în acest sens. Trebuie să punem cu toții sensul în care să putem aduce o alternativă nouă la modificarea actualei clase politice. Vă mulțumim frumos, domnule Robert Turcescu. Dragi bucureșteni, nu de ieri, de azi, nu în această campanie electorală, numai am vorbit despre ce se întâmplă la nivelul administrației publice locale sau centrale. De 23 de ani scriu, arăt, dovedesc jaful care a avut loc în România și, de asemenea, evident, în București. N-am promis mai nimic în această campanie electorală, ci am venit doar să spun că e nevoie de o altfel de perspectivă asupra lucrurilor.
Am ales să părăsesc un scaun de realizator de televiziune, pentru că acolo erau foarte multe vorbe și prea puține fapte. E vremea faptelor și am ales să intru într-un partid în care 80% din oameni sunt oameni noi, care n-au mai făcut politică, oameni care își doresc aceleași lucruri pe care mi le doresc și eu. Să trăim în orașe curate, bine administrate, să trăim, vorbind despre București, într-un oraș care să nu stea cu spaima că în iarna aceasta 1.250.000 de bucureșteni ar putea drâdâi în case de frig, fără apă caldă, fără căldură, pentru că avem o problemă nenorocită numită Radet, care nu se rezolvă. Să trăim într-un oraș în care 700.000 de bucureșteni care circulă cu mijloace de transport de suprafață să nu stea 10 de minute în stații pierzând timp din viața lor. Vreau să fiu primarul care va dărui timp, lege și ordine pentru București. Și credeți-mă, acest lucru se va întâmpla dacă veți vota Robert Turcescu și candidații Partidului Mișcarea Populară pe 5 iunie. Și oameni buni, mergeți la vot! Mergeți la vot! Mulțumim foarte mult, Robert Turcescu, domnul Daniel Barbu. Termeni precum civil, civilizație, urbanitate vin de la cuvintele prin care romanii numeau orașul. Cred că în orașul nostru sunt importante spațiile verzi, dar tot atât de importantă este și civilizația, modul în care cetățenii se poartă unii cu ceilalți. Ca liberal, cred că voi putea aduce stăpânirea de sine, moderația, integritatea, civilitatea, politețea, trăsături care lipsesc. Și lucrul ăsta pe mulți dintre noi ne enervează tot atât de mult ca și traficul. S-a văzut chiar în această seară aici că orice dezbatere publică degenerează inevitabil. Deci, dacă voi fi primar, vă promit că voi aduce în acest oraș un plus de urbanitate, un plus de respect reciproc. Voi face din acest oraș ceea ce nu este încă, și anume un loc civilizat. Vă mulțumesc, domnule Barbu, cu precizarea că noi nu considerăm că este o dezbatere care a degenerat. Domnule Berenghi, vă rog. Vă mulțumesc. Spre deosebire de ceilalți contracandidați ai mei, eu vorbesc la trecut. Am făcut protestul anti-moschee, am pus Budapesta în Arcul de Triumf, am militat pentru păstrarea Codexului Aureus în România, am ajutat la păstrarea arhivelor de la prima școală românească din Brașov în bună condiție, da? Am ajutat la rearanjarea acelui edificiu și multe, 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 foarte multe, enorm de multe acțiuni civice pe care le-am avut și unde am avut rezultate foarte apreciate de către cetățenii Bucureștiului. Inclusiv Societatea de Apă și Canalizare sunt cel care a aliniat 17 mașini pe Bulevardul Mihail Cogălnicianu. De ce? Pentru că acea canalizare a Bucureștiului nu funcționa la parametri. Cred și vreau să spun treaba asta și să afirm că acea canalizare a Bucureștiului funcționează la parametri și datorită mie. Pe data de 5 iunie trebuie să mergeți la vot și să votați. Nu-i mai lăsați. Dacă nu mergeți la vot, nu vom ajunge nicăieri. Mergeți și votați. Nu vă anulați votul, trebuie să mergeți și să votați. Este foarte important pentru viitorul vostru. Am decis să mă implic pentru că este și viitorul meu, viitorul vostru. Votați ce doriți dumneavoastră, nu ce vreau eu. Mulțumim foarte mult, domnule Petrică Dima. Mă adresez în seara asta tuturor cetățenilor Bucureștiului cu rugămintea ca în data de 5 iunie să iasă într-un mod masiv la vot și să dea în acest fel o palmă actualilor parlamentari care se află în competiția pentru primăria capitalei. Dumnealor au avut la dispoziție timp de 26-27 de ani mâine poi mâine să demonstreze că îi interesează cetățenii, să-i demonstreze că pot să le aducă un plus de bunăstare și de prosperitate, să creeze locuri de muncă, să facă un oraș frumos și cât mai bine organizat, să le reducă
factura la curent și la agentul termic. Și multe, multe alte lucruri de care bucureștenii au nevoie. Deci, din acest punct de vedere, au avut posibilitatea să facă ce trebuiau să facă, nu au făcut. Așa că trebuie să pedepsiți în acest moment. Veți fi arma letală care vă puteți apăra drepturile. Apărați-vă drepturile dumneavoastră și ale copiilor copiilor dumneavoastră. Votați Partidul Socialist Român, votați candidatul Partidului Socialist Român, comisar Dima Petrică, omul cu mâinile curate, care va lupta pentru dumneavoastră și vă va salva din mâinile acestor persoane care au adus numai nenorocire și jaf. Vă mulțumim frumos, domnule Dima. Lege și ordine, acțiune, viziune. Vă mulțumim, am depășit spațiul emisiunii, vă rugăm. Și domnul Cătălin Predoiu, vă rugăm. Dragi bucureșteni, pe 5 iunie vă veți alege primarul general. Știu că vreți un lider puternic și înțelept. Știu că vreți un lider ferm și echilibrat. Știu că vreți un lider drept, onest și apropiat de oameni. Orașul are nevoie de viziune. Viziunea mea este să dezvolt economic Bucureștiul, pentru a profita tuturor, tuturor bucureștenilor. Orașul are nevoie de recunoaștere. Viziunea mea este să facem din București o capitală europeană. Orașul are nevoie de curățenie. Viziunea mea este legea. Orașul are nevoie de speranță. Viziunea mea este ca el să reprezinte speranța tuturor bucureștenilor. Veniți la vot pe 5 iunie, împreună vom face o capitală europeană. Veniți la vot și votați Cătălin Predoiu. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc și domnule Predoiu, cum de altfel vă mulțumesc tuturor pentru participarea în emisiune și vă dorim tuturor succes în alegeri pe 5 iunie.